1 Cronici 29:10 stă scris: David este binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări. Și cu siguranță era adunare în aer liber. El a zis: binecuvântat să fii tu din veac în veac, Doamne Dumnezeu, Părintele nostru Israel. Amin. A ta este mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. A ta, Doamne, este domnia, căci tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. De la tine vine bogăția și slava, tu stăpânești peste tot, în mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească, să întărească toate lucrurile. Acum, și noi spunem în după masa asta, Dumnezeul nostru te lăudăm și preamărâm numele tău cel slăvit. Amin. Amin. Și tot un cuvânt al lui David din aceeași carte 1 Cronici vreau să folosesc și pentru a vă binecuvânta pe dumneavoastră, un cuvânt care el l-a folosit drept rugăciune. Binecuvintează dar casa robilor tăi și toate familiile dumneavoastră, amin, ca să rămână pe vecie înaintea Domnului. Amin. Căci ce binecuvintează Domnul este binecuvântat pentru veșnicie. Amin. Amin. Dragii mei, doresc să privim împreună în Sfintele Scripturi și să răspundem la o întrebare. Cum pot să fii împreună lucrător cu Dumnezeu? Și vă spun de la început că nu mă refer la lucrători de genul cum suntem considerați noi și ordinați. Și cum poți să fii părtaș în viața ta la lucrările Domnului, cum poți să vezi felul în care Dumnezeu lucrează în viața ta și să fii lucrător împreună cu El. Se spune aici și reiau versetul acela din Psalmul 111, că e tare frumos, scrie: mari sunt lucrările Domnului, cercetate. Dar noi putem cerceta diferite lucrări din Scripturi sau altele din istorie. Dar ce credeți, n-ar fi potrivit să cercetăm felul în care Domnul vrea să lucreze în viața noastră, a familiei noastre? N-ar fi o datorie de bază să știm cum a lucrat Domnul în viața ta, ca bărbat, ca femeie, ca tânăr și copil, dacă înțelegi. Să le cercetăm. Și aș vrea în mod deosebit să mă folosesc de un cuvânt scris în Psalmul 105. Dacă aveți Scripturi, să le folosiți, că de aici vă spun. Unde de asemenea stă scris de la versetul 1, lăudați pe Domnul, faceți cunoscut printre popoare isprăvile lui. Și cel mai frumos este când povestești tu isprava din viața ta. Scrie în 2 Împărați, capitolul 8, că împăratul stă de vorbă cu slujitorul Elisei, se spune minunile mai mari, se spune isprăvile. Și a ajuns cu relatarea la învierea unui copil. Și tocmai atunci știți, apare și femeia și copilul. Și scrie acolo că împăratul a pus-o pe ea să povestească. E frumos să poți arăta cum a lucrat Dumnezeu în viața ta. În primul rând, vă spun că Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Știți că scrie în Biblie Iov că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar să știți că și lucrează. Când într-un fel, când într-altul. La ce mă refer? Vă citesc aici de la versetul 11. Dumnezeu a spus patriarhilor, începând cu Abraham: ție îți voi da țara Canaanului ca moștenire care va căzut la sorți. Pe atunci erau puțin la număr, foarte puțin la număr, și străini în țară. Mergeau de la un neam la altul, de la o împărăție la un alt popor, dar n-a dat voie nimeni să-i asuprească. A lucrat Dumnezeu într-un fel, cum ne place nouă, să ne ocrotească pe un meduc, să nu se atingă nimeni de noi, să amintim versetul acela, că cine se atinge de noi, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Și scrie în continuare ca pedepsit împărați din pricina lor. Știți, când i-au luat nevasta lui Avram, i-a taxat pe tot. Și a intervenit Dumnezeu și a scos-o de acolo.
Versetul 15. Nu vă atingeți de ușii mei. Nu faceți rău prorocilor mei. Foarte frumos. Și avem situații în Biblie, avem în viețile noastre, când Dumnezeu slăvit să-i fie numele. Citeam într-un material, care, de fapt o carte care s-a tradus în limba rusă, spunea despre un evreu care a primit cuvântul în închisoare și frontul înainta, s-aștepta să vină nemții și atunci rușii și-au propus gardienii, comandanții penitenciarului să împuște deținuții și să plece. Și evreul spune, Doamne, dacă Tu existi, fă să scap. I-a pus pe toți cu fața în roșu și a început să puște. Om după om s-au terminat glanțele la cel de dinaintea lui. Și gardienii au zis, păi și el ți-a omorât cu baionetele. Dar interesant, n-au continuat cu el, s-au apucat de la celălalt capăt. Și pe când mai era doi să ajungă la el, s-a dat alarma că vin nemți, au fugit și s-au scăpat. Frumos, nu? S-a scăpat. Într-un asemenea fel. Și avem situații în care unii au scăpat de accidente, alții s-au vindecat, Dumnezeu a lucrat cu binecuvântări. Are Dumnezeu astfel de realizări? Are, slavă. Are și pe aici. Slavă. Cum a scăpat o soră care era gata să nască și oamenii dau șanse. Cum a luat cineva un examen, cum... Dumnezeu spune, nu mă atingeți de ei, sunt ai mei, sunt sub protecția mea. Citeam despre un misionar, că a rămas în pod molit undeva în jungle și știa că acolo circulă așa cum se întâmplă prin țări din Africa sau America de Sud. Fel și fel de grupe, de bandit. Să ia mașina, să ia un puște, legea jungle. Când s-a apropiat de ei, au văzut în jurul lor gardieni. Și au zis, uite voi, creștinii umblă cu gardă guvernamentală. Știți cum s-a întâmplat acolo la Elisei, nu? Doi Împărați, capitolul 6. Cât le-a trebuit sirienilor să deplaseze până acolo? Au mai mers și flămânzi până dincolo, în Samaria. Îngerii s-au deplasat imediat, că ce-a spus Domnul o noapte arestării, că Tatăl poate să-i pună la îndemână 12 legiuni de îngeri și a spune că asta ar fi 72.000 de îngeri, n-a spus o vorbă goală, că Dumnezeul nostru este Dumnezeul izbăvirilor. Și poate să intervine, lucrează într-un fel. Dar ați reținut ce v-am spus? Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul. Citeți mai departe, în același psalm. Le-a trimis înainte pe un om, Iosif a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare. De ce nu l-a izbăvit Dumnezeu de frații lui? De ce a îngăduit ca soția lui Potifar să-l acuze și Potifar să oprească? De ce l-a uitat mai marele paharnic? De ce nu l-a izbăvit Dumnezeu? Mai sunt și astfel de fel? Adică mai sunt și alte cazuri în care Dumnezeu a lucrat în acest fel, că îți vine să zici că n-a lucrat, așa? De ce n-a intervenit? Știți, zice Gedeon acolo, unde sunt minunile care mi se povestesc? Da? Știți, capitolul acela al credinței evrei, capitolul 11, prezintă situații de izbăvire, dar la un moment dat scrie, citesc versetul 36, alții au suferit, alt jocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, tot ce cu pieri, pe în două cu ferăstrău, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribejit îmbrăcați în cojoace, plini de cap, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Lucrează Dumnezeu și în felul acesta? Să pun să ridicăm mâna sus cine vrea să lucreze Dumnezeu în felul acesta? Nu votează nimeni dacă vrea să lucreze. Își ia dreptul de suveran și lucrează în felul acesta. Slăvit să fie Domnul pentru toate felul lui de a lucra. Slavă Lui! Eu mulțumesc Domnului că
i-a lungit viața scumpei mele până la un timp. Și apoi a lucrat în alt fel. Am fost plecat zilele trecute în Apuseni și evident, așa ca om, au trecut fel și fel de gânduri, de nostalgie. Și mă sună un frate. Zice, ți-a spus cu tare ce am visat eu cu tine, înainte de a pleca soția ta la Domnul. Nu mi-a spus. Spune-mi dumneata. Și avea la mâna stângă un ceas mare, dar nu era cadran de ceas. Era întreg univers, am văzut soarele, constelații. Și mâna dreaptă ținea o stensilă mică, care încercai să acționezi aici. Tot ai încercat, apoi l-ai deschis în partea din spate, avea o baterie câte o unghie, ai întors bateria și are început să miște. Și a apărut un sol al Domnului lângă tine și a zis, ce face Iosif? Vrea să țină universul un loc? Dar lasă două ore să se liniștească. Și în stânga mea s-a dat îngerul acolo și a apărut globul pământesc, mărime cât o nucă. Și dintr-o dată s-a deschis așa văzduhul, s-a văzut cosmosul și solul și eu, am zis în vedenia de noapte acelui frate, cât e de mic pământul față de univers, cât e de mare. Și dintr-o dată s-a auzit din univers. Și pământul vrea să oprească universul un loc? Și solul a zis, nu, dar l-am lăsat două ore să se liniștească. Și că atât ar fi fost două ore în cosmos. Dar pe pământ e altă măsurătoare a timpului. Și acum a lucrat Dumnezeu în felul acesta. Și socotesc că sunt îndrept să vorbesc că Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Că așa a lucrat și la noi. Numele Lui să fie slăvit. Amin. Că nu numai pământul e așa mic și universul e așa mare și frumos. Și viața pe pământ e așa scurtă și așa mică. Și viața dincolo e așa lungă și așa frumoasă. De altfel, nici dacă e corect să spui numai lungă. E veșnică. Slavă Domnului. O a doua idee, n-ați uitat pe prima. Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Știți că și pe Iosif l-a scos și apoi Domnul a făcut să fie pus în frunte, a lucrat în altfel. Un al doilea principiu. Dumnezeu lucrează folosind întreaga creație. Dumnezeu n-a creat lumea și universul așa numai de design, nu. Implică toată creația în lucrările sale. Și vă citesc din acela psalm, 105, de la versetul 27. Prin puterea lui, ei, Moise și Aaron, au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în țara lui Ham. A trimis întuneric și a adus negura. Și Dumnezeu se folosește de întuneric și de negură în lucrările sale? Le-a prefăcut apele în sânge, a făcut să le fiară toți peștii, țara a forfotit de broască. Și știi ce s-a întâmplat, da? A avut treabă și cu lire și cu smochini. Dumnezeu folosește întreaga natură, animale, fenomene ale naturii, diferite părți de relief, astre, tot ce vrea. Oprește soarele, luna, o stea pentru maci, aduce furtună, aduce grindini în cer, face să fie cu tremuri, folosește Dumnezeu diferite animale, începând de la virusul ăștia atât de mici, până la lei sau pești, că doar peștele așa avea pe la înțepe, eu n-a fost mai mare decât un leu. Și l-a ascultat natura pe Dumnezeu. Ascultă mai bine ca noi, așa e? Da. Avem noi o cântare, nu mai... Omul nu te ascultă, nu împlinește a ta poruncă. Cum privim noi la natura din jur? Așa ca Iona la curcubete? Uite, asta e bun de umbră.
Iona, ăsta l-a făcut Dumnezeu prin plan, în lucrările lui. Și cu ăsta să-ți țin o lecție. Uneori se poate folosi și diavolul de natură, ca și de oameni. Nu se plângea cineva că ispiteau Biblie duminică dimineața în internet la adunare. Da? Și când ne gândim că și privința naturii Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul, ascultați-mă ce vă citesc din cartea Iov, interesant. Capitolul 37, de la versetul 10. Dumnezeu prin suflarea Lui face gheața. Știți, noi suflăm așa, facem abur mai cald sau suflăm să răcească sorba în lingură. Încarcă nouri cu aburi, risipește scânteietor, mișcarea lor se îndreaptă după planurile Lui. Dumnezeu a vrut să fie foamete, poruncit norilor, n-am zis ce căuta aici. Pentru împlinirea tot ce poruncește El pe fața pământului locuit, îi face să pară ca o nuia cu care lovește pământul, când într-un fel, sau ca un semn al dragostea Lui, când într-alt. Ne uităm spre nori și spunem, de acolo peste grădină. Știți, din același nor, vine grădina și numai după aceea știi că a fost te-o mângâiat, nu-i zice-o tot o palmă. Că folosește natura în lucrările sale. Și ce frumos scrie aici, Iov, ia numele tău. Ia aminte la aceste lucruri. Uite-te la natură ca o creație a lui Dumnezeu și ca o parte a lucrărilor sale, mărit să fie Domnul. Privește liniștit minunile lui Dumnezeu. Știi cum cârmuiește Dumnezeu norii și cum face să rocească din ei fulgerul lui? Înțelegi tu plutirea norilor? Și nu-i vorba numai de fenomene fizice sau chimice, cum se ia apa în formă solidă, lichidă sau gazoasă, nu. Trebuie să înțelegi cum le folosește Dumnezeu în lucrările sale. Și scrie aici, minunile aceluia cărui știință este desăvârșită, mărit să fie Domnul. Amin. Cum opri Dumnezeu Marea Roșie? Dumnezeu folosește natura cum îi place. Discutam cu un frate și am ajuns la subiectul cum vom fi după înviere. Și zicea dumnealui că a fost nostim, ce sunt necăjit pe evangheliști. A, de ce? Ori nu l-au întrebat pe Domnul Iisus, ori l-au întrebat și ei nu ne-au scris. Să-L întrebe pe Domnul după înviere de unde a avut haine, dacă avea nevoie să mănânce, cum umbla, ce simțea. Să știm și noi cum va fi după înviere. Și din ce își povestea supărarea, mie mi-a venit următoarea lumină. Vedeți noi acum, datorită unui telefon, vorbim cu cineva de la capătul pământului și prin unde, care dau foarte rapid ocol pământului, ne înțelegem. Putem să ne și vedem. După înviere, o să facem asta fără telefon. Că noi, de fapt, nu facem numai datorită telefonilor, facem datorită undelor care sunt în creație. Dar noi nu suntem racordați. Satana are ceva idee în cap. Și vrea să unească inteligența artificială cu inteligența umană. El știe ceva. Mă, că nu știu până unde o să lase Dumnezeu să se joace. Cum vedea Elisei unii tabăra? Avea cercetași? Avea sateliți ca acum? Dar Dumnezeu, toate astea sunt fără aparatură. Sunt incorporate în oameni. Spun după înviere, cred eu. Cum sunt și îngeri. Se deplasează fără ca să fie nevoie de timp, din punctul A în punctul B și așa mai departe. Da, nu vreau să vă scap la știință, vreau să rămânem la ideea care o discutăm în continuare. Am vrut doar să spun că Dumnezeu se folosește de întreaga creație în lucrările sale. Slavă! Chiar discutau doi frați, unul a zis că vrea să moară, celălalt a zis, ce vrei să mor? Să văd cum e învierea, pe viu. Ce fenomene se vor produce? Nu știm. Cum ne vom înălța? Fie ceva în noi, ce ne ține, va anula Dumnezeu gravitația.
inclusiv la răpire și la înviere, minunile sale Dumnezeu se va folosi de natură. Cum se vor desprinde mormintele? Ce se va întâmpla? Cum se va transforma materia? Nu știu. Dumnezeu își folosește creația, dar eu îl laud că va aduce un cer nou și un pământ nou, slavă, și vom trăi într-o altă dimensiune binecuvântată. Și astea sunt lucrările lui Dumnezeu, mările lui. Slavă. În al treilea rând, Dumnezeu lucrează la vremea rânduită de El. Și tot din Psalmul 105 vă citesc. Scrie aici despre Iosif că soțul l-au sâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestis el, până când a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trebuit să-i scoată lanțul, stăpânitorul poporilor l-a izbăvit. Că scrie Solomon în Cartea Eclesiastică, capitolul 3, că Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea lui. Și noi suntem uneori tare nerăbdători. Spune Scriptura despre Domnul Iisus Hristos, vă citesc din Galateni, din capitolul 4, versetul 4, dar când a venit împlinirea vremii, și drept dovadă că Dumnezeu are toate lucrările la vreme, sunt profețiile cu dată. Mă refer în primul rând la cele din Biblie. Mă deosebit în cartea Daniel, în cartea Apocalipsă. De la darea poruncii pentru ziua templului și până la 11 vor trece, atâta. Ce clar! Dar nu numai lucrurile mari. Scrie că s-a luat o hotărâre în cer. Dacă tot am amintit de Daniel, mă opresc în capitolul 4, a fost o ședință între sfinți și s-a spus, citesc versetul 25, 7 vremi, și scrie în versetul 34, după trecerea vremii, s-a răcit. Poate că pe la 6-lea an Nebucadnețar o fi dat ceva semne, că îi vine mintea la cap, dar nu s-a așezat până nu s-a împlinit vremea. Citeam în aceeași carte, care v-am zis că se traduce din limba rusă, că a venit securiști într-o noapte, a luat soțul, soția, copiii, a fugit, s-a întors înapoi să vadă dacă a mai rămas ceva acasă, l-au găsit pe sos, nu departe de casă, mort, deși lucrează de când într-un fel, când într-altul. N-a mai stat acolo, s-a mutat în alt sat și în noua localitate, era nu departe de un copil rămas orfan de unul dintre părinți și celălalt părinte vitreg de acum nu vrea să-i dea să mănânce și venea la sora să-ți ceară mâncare. Că aia mai dat, dar odată s-a dus la unul dintre părinți rămas, mai știi, Zacare și celălalt vitreg și a zis, dar de ce nu dați mâncare la copilul sau trebuie de slab? Chiar n-aveți? Și ei, în modul cel vitreg, a zis, da, și că noi dăm de mâncare, ne fac de rușine. Și peste vreo 2 săptămâni a venit unul la sora și a zis, dă-mi să mănânc, că nu-i de ce-o spus. Lași că nici eu n-am pus, văduvă. S-a plecat copilul, s-a dus în departe, s-a așezat pe arbă, cât era de slăbit, s-a murit. Când copilul aici s-a bolnăvit, s-a ajuns la psihiatrie. S-a dat acolo, o ani, și un moment dat, ce-au trecut ani, a spus, era tare, oricum unii zic, Doamne, a rămas fără bărbat, copilul ăsta e bolnav, dacă eu mor, cine grijește de el? Și este un cuvânt profetic așa, ascultă femeie, tu cercetează-ți viața și nu te frământa cu la copilul tău, că vremea sorocită pentru el va fi, e vremea sorocită pentru viața ta. Și frații au crezut cuvântul și când ea a murit, frații s-a dus în spital și a spus, pe semnătură dați-ne. Păi cum să ți-l dăm? A ajuns cazul la director și directorul a zis, ăștia de la Pentecostal, ăștia, așa e cum zice, dă-l. L-au dus la adunare, s-au rugat pentru ei și a fost sănătos, a plecat de viață. Slavă! Da? Cheia. Sora s-a tot cercetat, Și a adus aminte. Pentru că n-a ajutat pe acel copil, care a murit, s-a dat sentință să plătească aici, cu boala copilului ei, numai câtă vreme trăiește ea. Sunt ciudate lucrările Domnului, nu-i așa? Și sunt vremi sorocite. Și scrie tot despre istoria Israelului, ca să nu vă mai rețin mult,
În Psalmul 106 sunt multe alte versete, dar prin ideea asta că Dumnezeu lucrează la vremea rânduită de El. Psalmul 106, versetul 12. Atunci i-au crezut cuvintele Lui și au cântat laudele Lui, că uneori așa suntem entuziasmați, când Dumnezeu promite, când Dumnezeu lucrează, mai cu seamă în felul în care ne place. Dar au uitat curând lucrările Lui și n-au așteptat, accentuez, n-au așteptat împlinirea planurilor Lui. Scrie că au vrut pâine în pustie, carne de pâine. Trebuie să aștepte până în Canaan. Și când nu așteptăm și o luăm înaintea Domnului, facem greșeli ca Saul, ne răzvrătim, cârtim, să așteptăm vremea rânduită de Domnul. Și a spus Dumnezeu lui Avram, sămânța ta va fi robă? Atâta. Și Moise a vrut să-i elibereze înainte de vreme. Mai că nu s-a descurcat. Și când Dumnezeu a rostit sentința, numele 14, 40 de ani, zice, nu, acum nu vrem. Mă, stați, gata de ce să mai vreți. E înfricoșat Dumnezeu în lucrările Lui? E de temut? De aceea, să înțelegem orarul și lucrările, vremea pentru toate. Cât se chinuie cei din lumea asta care sunt cu diavolul să facă un guvern mondial, să... Eu când m-a sunat cineva de pe vremea lui Ronald Reagan și-a spus, uite, de atunci ce au plan, mă, zic, planul-i mai vechi. Dar cum zice în Apocalipsa 17, numai când ne vine ceasul lor, cum spunea Domnul, spune Luca 22, acum este ceasul vostru și puterea, atunci când trece ceasul lor, vezi cum se retrage diavolul. Așa e de merge de bine soneria. El știe. O zis, demonii, vrei să ne legi înainte de vreme? Demonii știu mai bine că sunt vremuri în aceste lucrări al Dumnezeu. Așadar, nu uitați. Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Doi. Dumnezeu folosește întreaga creație în lucrările sale. Trei. Dumnezeu lucrează la vremurile rânduite de El. Mă rog să spun ceva despre noi. Cum putem să fim lucrători împreună cu Dumnezeu? În primul rând, înțelegând aceste trei lucruri. Iosif a înțeles. Nu cred că de la început. Dar a ajuns să înțeleagă și scrie în Genesa, capitolul 42, atunci când s-au descoperit fraților săi, a început procesul de la prima călătorie, 43, 44, 45, 43. Eu sunt Iosif! Dar fraților nu au putut răspunde așa de încremeniți să rămânseseră înaintea lui. Apropiați-vă de mine. Eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Ce puș ar fi trecut prin cugetul lor, prin inima lor. Gata, arestați. Doar mai arestați odată, nu? I-a prins acum la mână cu argint un sac. De aceea Iosif nu-i mai ține un șoc și le spune, acum nu vă întristați. Și nu fiți mândriți că m-ați vândut ca să fiu adus aici ca să păsca viața. M-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Versetul 7. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară, să vă păseze viața pentru o mare izbăvire. A treia oră spune, așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. Să recunoaștem lucrările lui Dumnezeu. Dacă vreți să fim lucrători împreună cu El, să repetăm. Respectăm și să recunoaștem aceste trei principii ce le-am anunțat până aici. Asta a făcut și Nebucadnețar. Ce vă spun acum, am primit așa din partea Domnului, venind pe mașină, Denis e martor, că am luat Biblia și nu tot uitam ce să vă spun. După ce s-a împlinit vremea cu Nebucadnețar,
zice el spre șaf. Acum, și tu îi pricepi, măcar la urmă. Eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerului. Toate lucrările sunt adevărate, nu despre asta am vorbit, lucrările lui. Toate căile lui sunt drepte. Și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Poate multe. E ceva de mirat din partea lui? Nu. Numai că lucrează când într-un fel, când într-alt, lucrează la vreme. Și noi trebuie să fim de acord cu asta. Și iară zic că sunt îndrept să vorbesc, deși, să zic, n-am priceput eu toate pe parcurs. Și n-aș putea să spun că pricep 100% ce pasiune a avut Dumnezeu ca să mă vadă pe mine văzut. Dar l-a rugat ceva. Dacă n-am putut să țin diversul în loc, e prea mic pământul. Să mă facă roditor în vremea întristării mele și să fiu inclus în lucrările lui. Și asta vă îndemn și pe dumneavoastră. Este câte o fată care nu se mai mărit. Este câte un vădu sau vădu așa care are ani de dus. Este câte unul care e bolnav cu ani. Altul care nu iese din sărăcie nici cu tot ajutorul fraților și nici cu moștenirea. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem, nu că pricepem tot. Ce eu l-a priceput tot? Să înțelegem că-s lucrările lui Dumnezeu. E destul atât. Că spunea Domnul ce vă spun eu, voi nu pricepeți acum, după aceea. Veți înțelege la vreme, a zis, nu vă spun toate că nu le puteți purta. Dar să vedem în toate mâna lui Dumnezeu că nu-i absent, este foarte prezent. Slavă Domnului! În viața tuturor națiunilor, în lucrările sale, în poporul său și în afara poporului său. Să vedem în asta prezența lui Dumnezeu. Că scrie în Iov, a zis diavolul, ia întindeți mâna. De fapt, el voia să spună, lasă-mă pe mine să întind mâna. Dacă nu știu Dumnezeu mâna, el nu se bagă acolo. Ia peste dește. Și cum i-a dat voie Dumnezeu? Imediat. Și acum întreb, cine a făcut să fie prăpădită toată averea lui Iov? Dumnezeu sau Satana? În partea de execuție, în partea de rău, Satana, dar a putut face ceva fără Dumnezeu. Cum vă spuneam, Iov n-am înțeles. Dar ce Avram a înțeles în timp ce mergea cu Isaac pe munte? Știți numai ce a înțeles? Că Dumnezeu i-a spus o fac. Asta a înțeles, i-a fost foarte clar. Când a coborât, a înțeles mai multe, nu? I-a spus că îi va da copii, a înțeles? Se pare că dacă aștepta, mai bine era, nu? Dar când nu înțelegem astea trei lucruri, și ori mai fi și altele, mie astea mi s-a dat acum. Atunci facem greșeli. Ne răzvrătim, cârtim, acționăm greșit, că scoatem pe Dumnezeu din ecuație, când de fapt lui devine partea importantă, partea cea mare, slăvit să fie El. Amin. De aceea se ruga Pavel, te citesc din Efeseni, capitolul 1, și asta e o rugăciune ce merită rostită. Efeseni 1, vă citesc de la versetul 15. De aceea, de când am auzit despre credința voastră, nu încetez să aduc mulțumiri și mă rog ca Dumnezeu să vă dea un duc de înțelepciune și descoperim cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți. Că de multe ori nu pricepem. Știți întâmplarea aceea? Știu tot de mult, acum am auzit la fratele Hozan încă o dată, puțin diferită, că un om a vrut să vadă cum lucrează un înger și i s-a spus, vine cu tine, dar n-ai voie să-i ceri explicații, dacă tu ce pricep, dacă nu. Și știți că s-a dus la un sărac, la un bogat, la o adunare mică, la o adunare mare, și a spus omul, degeaba umblăm amândoi că tot nu pricep. Tot bun, îți explic până aici, dar convenția se respectă, ne despărțim. E mare lucru să-L pricepem pe Dumnezeu și să-I dăm slavă. Slavă Domnului! În cer,
oștirea din apropierea tronului face asta într-una. Cum scrie la Apocalipsa, capitolul 4, versetul 11. Vrednic ești, Doamne, să primești slava, cinstea, puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta asta în ființă și au fost făcute, mărit să fie Domnul. Puteți extinde aceste idei cu exemple binecuvântate, să stați în loc și să spuneți, mare-i Dumnezeu. Cum se spune că a spus acea bătrânică, mare Dumnezeu că a despicat apa să treacă atâta popor. Și unul m-a ocul și a zis, dacă nu știi că acolo apa nu e așa mare pe anumite locuri și scurenți de apă, că oamenii vor să explice tot pe știință. Dar când Dumnezeu vrea să te scape, că-s bătrânica, mare Dumnezeu, în clasa nici nu m-am gândit, pe cum e mare? Rida cu atâta puțină apă și cu curenții, cum au mărut după aceea toți egipteanii până la ultimul, mă, nu scăpa niciunul, mă. Da? Da, e mare și va rămâne mare și pentru vecii vecilor. Slavă! Lucrările sale îl dovedesc și noi trebuie să-L slăvim. Slavă Domnului! Și să ne rugăm să le putem pricepe. Să-L vedem cum lucrează, să-I observăm mâna și să știm când și cum va face. Și ultimul lucru. Asta e aplicația cea mai importantă pentru noi. Mă rog la Psalmul 105. De ce a lucrat Dumnezeu pentru evrei, cu Iosif, în Egipt, cu eliberarea, cu toate, toate? 42, că și-a adus aminte cuvântul lui cel Sfânt, de robul său Avram, a scos poporul său cu veselie, pe aleșii săi, în mijlocul strigului de bucurie, le-a dat pământurile neamurilor, au pus stăpânire pe rodul muncii poporilor. Dar nu așa a avut Dumnezeu de la început, de la creație, când a zis omului, mulțiți-vă și mă dau în stăpânire pământul. Ca să păzească poruncile Lui, să țină legile Lui, lăudați pe Domnul. Dumnezeu n-a renunțat la planul Lui inițian și toate lucrările Lui se îndreaptă spre împlinirea Lui. Planul acesta avea în vedere să fie mulți oameni, să trăiască fericiți, dar pocăiți. Adică să împlinească legile și poruncile Lui. Și toate lucrurile Dumnezeu țintesc aici. Și știți cum e vorba cu poporul și clasă, om trăiești, om vedească, dacă nu alții care rămân, dar ne trebuie Dumnezeu să ajungi toți în Împărăția Dumnezeu să spunem, deci aici voia Dumnezeu să ajungă. Sau altfel spus, adică aici voia Dumnezeu să ajunge. Da! Toate lucrările Lui au ca scop un pământ nou cu oameni noi. O armonie desăvârșită. Și noi trebuie să percepem asta. Și Dumnezeu trece pe câte unul ca pe Iosif, prin fel și fel de probe, clotează într-un fel din într-altul, ca să-i învețe că eliberarea din Egipt a fost un prototip a mântuirii. Să se ocupe de ei, l-a format Dumnezeu pre-Moise, cu un scop. Tot în vederea atingerii scopului său măreț. Ca să fie o familie mare, oameni ce nu poate număra nimeni, adunați să-i slujească și să-L slăvească. În acea stare deschisă în 1 Corinteni 15, când Dumnezeu va fi totul în toți. Și când te întreb, ce mai vrea Dumnezeu să lucrezi în viața mea? Vrea Dumnezeu să te mântuiască. Și de ce lucrezi Dumnezeu așa? Vrea Dumnezeu să mântuiască și pe ai tăi din casă. A fost săptămâna trecută la mormântarea lui surorul de la noi din adunare, o fată și 5 băieți și soțul, toți necopeniți, chiar dacă 2 copii se botezaseră cândva. Și ne-am zis, băi băieți, știți ce a luat Dumnezeu pe mama voastră? Avea 61 de ani, dar să vă silească pe voi, frate, știm asta fără să ne spun. Și acum cei că vor să boteze, Dumnezeu să-i ajute. Amin. Dumnezeu ține la scopul său etern. Noi uneori avem scopuri foarte limitate.
Se spune la evrei că Dumnezeu nu ascultă rugăciunea drumețului. Știți de ce? Am vrea să fie tot vreme bun. Să nu ploaie pe drum, să nu umble cu umbrela, să nu bucure de peisaj, nu? De patru pe turist. Dacă ascultă Dumnezeu numai rugăciunea drumețului, țara nu ce o să zică. Apoi, Doamne, dacă nu mă ascult, am să mă n-am degeaba. Dar Dumnezeu lucrează în așa fel, spune Eclesiastul 3, ca lumea să se teamă de El. Așadar, frați și surori, chiar dacă nu le înțelegem noi pe toate acum, va veni o vreme când le vom înțelege. Dar să știm de pe acum că toate lucrările lui Dumnezeu, acelea când într-un fel, când într-altul, care includ natura, care nu-s acum, și-s mai târziu, toate acestea au ca scop adunarea câtor mai multor oameni ca să populeze o împărăție sfântă în care noi să trăim frumos și să avem toate motivele să-L lăudăm pe Domnul. Știți, scrie în Fapte 1 că au zis ucenicii când au văzut pe Domnul că ei alții au vrut să-L facă împărat și până era aici, în carne și oasă. Dar când l-au văzut înviat, au zis, Doamne, acum ai de gând să așezi împărăția? Ce-l Domnul? Da, de unde, dacă o vorba de Duhul Sfânt astăzi. Numai cu atâta să începe, măi. Numai cu voi. Să se mergi până la marginea pământului și să adunăm oameni. Dar dacă nu începea persecuția, plecau ei din Ierusalim. Vedeți că nu vrea Dumnezeu la scopul său etern. Să adune oameni. De-aia Dumnezeu lucrează când într-un fel și mare libertate. Și când vei Dumnezeu că libertatea asta, la un moment dat, ne face rău, că nu mă adunăm și clădim și... Atunci Dumnezeu... Hai să vă citesc din acela Psalm 105, ce face Dumnezeu. Și eu așa cred că nu-i mult ce o să facă. La versetul 25. Le-a schimbat inima și-a urât pe poporul său. Și s-au purtat mișelești cu robii săi. Cum, Doamne, înainte să nu se atingă de ei și acum le schimb inima să poartă mișelești? Dacă numai așa pot să-mi duc la deplinire planurile. Dar, Doamne, dar pe noi ne doare. Dar numai că suferințe noastre din vremea de acum nu-s vrednice să... Zice, Dumnezeu de două ori, în Iov 38 și în 42, vrei să strângi planurile? Vrei să umpli la dreptate? Dar, Doamne, care dreptate? De pe segmentul ăsta nu îmi dă drept. Da, dar raportat la veșnicie, raportat la plan, Dumnezeu pe care a suferit, unii avea fost milă de Iosua și Caleb, Doamne, ei puteau intra în țară în ziua aceea, să fi și rămas acolo când s-au dus. Ei mergeau la luptă numai doi, cum mers Iosua cu cel ce purta armele. Știți, mă aștepte după ceilalți 40 de ani, auzi. Că Dumnezeu a vrut să ducă numai doi, o să ducă mai mulți. Dar cred că pentru asta i-a răsplătit și aici. Iosua a ajuns conducător și Caleb a fost sănătos și a ajuns încă să se bucure de țară. Și cred că pentru ce au suferit Dumnezeu îi va plăti și dincolo. Așa că dacă unii ați avut parte de ceva ce nu v-a plăcut, sau a trebuit să așteptați, poate a fost pentru alții. Dar Dumnezeu în final va fi drept în toate lucrările sale și fără vină în planurile sale, că mari și minunate sunt lucrările sale. Pe drept exclamă Apostolul Pavel ceea ce vă citesc în Romani capitolul 11, după ce explică planul mântuirii, vorbește de evrei, că unii împetriți s-au mântuit neamul, se întoarce înapoi, mântuirea la ei. Când încheie, nu poate să încheie fără să spună versetul 13, o, adânc cu bogății înțelepciunii și științe lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Și zice în final, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile a Lui, să fie slava în veci. Amin. Amin. Ne-a povestit la Domnul Păstor că lângă El pe avion era o soră, vede că e necăjită și... El cunoștea, el nu știa. Spune, frate, azi noapte n-am dormit nu când mi-am făcut pe bagaj, m-am tot rugat, Doamne, rându-mi că nu mai știu ce se întâmplă cu mine un om ca să-mi explice de ce am ajuns aici. A rămas văduvă la 20 ceva de ani cu doi copii. Și a crescut
El de acum mare, pe la 40 ceva de ani, s-a căsătorit cu unul rămas văduv. N-a trecut bine ziua anunții. Și ăsta și-a dat rama pe față, era nepocăit, bețiv, aproape. Și dădea pumn la cap, cum zice românul. Da. Am stat la țară, văd, și a fost în capul ăsta. Dar, Doamne, uite, așa au fost descoperirile, că trebuie să fac așa. De asta aveam nevoie. Nu-mi pricep. Și fratele spune, o, zice, e simplu ăsta, de nevoie. Eu cunosc pe cutare, cunosc familia lui, știu familia întâi, știu părinții, trăiesc. Am avut o nevastă care și-a bătut joc. Aia s-a desăvârșit sub teroarea lui. Și Dumnezeu o va. Dar au niște părinți din familie care tare mult au mijlocit pentru el. Și am fost eu martor când a zis Dumnezeu într-un cuvânt, îi voi da o șansă nobilă datorită mijlocirilor. Zice sora, aha, deci e o șansă pentru omărâtul ăsta. Atunci, hai să văd ce vă face. Poate s-a mântuit. Că ăsta e planul final al lui Dumnezeu, să mântuiască oamenii. Și de aceea lucrează, când într-un fel, când într-altul. Să-l înțelegem. Și mai spun ceva așa, mântuia. Cel puțin pentru noi să-l înțelegem repede și să-l ascultăm, să trăim frumos și în voia lui. Nu este important cel mai mult să înțelegi cum lucrează Dumnezeu, ci să înțelegi cum vrea Dumnezeu să trăiești, cum vrea Dumnezeu să te porți. Asta am înțeles eu. N-am înțeles cum lucrează Dumnezeu, ci pe aici să stau. Dar am înțeles să trăiască frumos. Și când a fost provocat de soția lui Potifar, a zis că nu-mi permit să fac tot asta. Să tu vezi în ce condiții ești? Ce-mi pricep eu. Dar ai vopise. Nu știu. Dar lucru știu. Zice Solomon, ascultăm încheierea, teme-te de Dumnezeu și păzește porociule. Asta știi? Știm, slavă Domnului. Avem Biblie, s-a tot predicat. Doamne, ajută-ne să trăim frumos. Că în rai asta ne pregătește. Să trăim frumos. Aici trăim frumos printre lacrimi și lucrări neînțelese. Dar și printre bucurii și binecuvântări. Dar acolo în rai ajung numai cei ce trăiesc frumos în fericire desăvârșită. Slavă Domnului! Se va merita? Amin! Frați și sorori, vă rog să pricepeți asta. Iertați-mă că tot mă adaug ceva. Am fost la părinți plecat și am zis la tata și la mama și se ziceam la voi, nu în primul rând să vă ajut, nu. Am vrut să discut cu voi în modul cel mai solemn, nu ca un copil al vostru, ca un slujitor. Chiar mai creștat ai pe zi. Să fiți într-o zile de câtele mă aveți în toate în voia lui Dumnezeu, să fiți gata de drum, să fiți plăcuți, Doamne. Nu cumva! Acum la final. Să vă știrbiți locul sau să-l pierdeți locul. Am stat apoi la surorile mele și am spus, aveți și voi vârstă în jur de 60 de ani, sunt mai mari ca mine, cu 10 ani, 7 ani. Trăiți frumos. Am spus la nepoții care am întâlnit. Asta e cel mai important decât orice. Să nu dăm vina pe nimeni, pe circunstanțe, pe ispitiri, pe diavolul, nu? Să trăim frumos. Și să ne amintim ce a spus Elihul lui Iov, bolnav, sărac, părăsit de prieteni, privește liniștit lucrările lui Dumnezeu. Nu nervos, ca Iona, liniștit. Și a zis Iov, da, îmi va rămâne această bucurie în cazurile care nu le înțeleg, că n-am călcat poruncile celui Sfânt. Să ne ajute Domnul tuturor. Amin. Ca să ajungem la împlinirea planurilor Lui. Amin. Amin.